dreaptă cu orașul New York. Linia rectă cu Nova York. Guvernul a avut sprijinul partidelor mici, dar nu al partenerilor care l-au propulsat. Sanchez a afirmat că gestiunea sa a fost eficientă în fața provocării sanitare, economice și sociale și că dacă nu ar fi menținut starea de urgență, Spania ar fi avut 30 de milioane de persoane infectate, iar numărul morților ar fi putut ajunge la 300 de mii. Nu este momentul să permitem libera circulație între provincii, manifestațiile sau deschiderea centrelor comerciale, a subliniat Pedro Sanchez, chiar dacă evoluția epidemiei este bună. Guvernul este ținta protestelor inițiate în... acuzat guvernul direct de moartea a mii de compatrioți. Abia la sfârșitul lunii mai, după ieșirea populației din izolare, se va putea face o evaluare coerentă asupra circulației virusului, considerând...